Școlile și grădinițele încep cursurile fizic a doua zi după ce rata de infectare ajunge sub 3 la mie. Până acum, unitățile de învățământ se deschideau exclusiv pe baza ratei de infectare din ziua de vineri. Din acest moment, se deschid în funcție de gradul de infectare din ziua precedentă. Școlile și grădinițele pot trece în sistem față în față prin decizie proprie, încă din ziua imediat următoare scăderii ratei de incidență sub 3 la mie, prin hotărârea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ. Să se redeschidă, școala se face prezent fizic la școală și profesorul în fața elevului. Elevul fiind acasă, făcând online, aia nu e școală, deci copilul e tentat să se joace, deci să facă alte activități, nici de cum școală. Astfel, trecerea de la sistemul online la cel cu prezență fizică nu mai este condiționată de raportarea la ziua de vineri a fiecărei săptămâni. Să se deschidă, să învețe copiii carte, pentru că numai așa putem să avem o generație educată. Foarte bine, că deci nu au toți posibilitatea să învețe online. E foarte bine, dar trebuie avut mare atenție cu privire la îmbolnăviri. Ziua de vineri a rămas ca zi de referință doar pentru rata de vaccinare a personalului din învățământ, criteriu valabil pentru localitățile în care rata de infectare este mai mare de 3 la 1000.